Bărbatul locuia singur într-un apartament de pe strada Egretelor. Deși se așteptau că în orice moment să moară, rudele sperau ca să mai fie în preajma lor încă 2 luni de zile, așa cum le-au zis medicii. Pompierii de la descarcerare au intervenit pentru spargerea unei uși din acest bloc. Din păcate, în momentul în care au deblocat ușa, au găsit în interiorul acesteia un bărbat decedat. La fața locului a ajuns imediat și familia bărbatului. Din spusele lor, se pare că bărbatul suferea de o boală cumplită, cancer la plămân. Acum cât timp? Sau cu 4 zile, 5. 4-5 zile. Și cum ați sesizat? Am sunat azi și n-am văzut la telefon. Așa, ai decis să vii la... Păi și ușa de ce au spart? Păi era împuiată. La ușa de împuiată, probabil. Și la veche? Bărbatul ducea o viață simplă și nu deranja pe nimeni. Din cauza bolii nu a mai putut munci, așa că era mai tot timpul acasă. Eu stau la etajul. Nu, nu e nicio problemă. De la etajul nu sus n-am avut nicio problemă cu nimeni. Că e bătân, că e tână, nu. El era cu plămânul, era bolnav în ultimul timp, că am întâlnit eu când am venit de acasă și suferea cu plămânul și a fost internat la spital vreo 2 luni de zile. Și după aceea că trebuia să mai meargă și iarăși, urma tratament, urma. Și avea mașinile astea în fața aroa asta care era și... Dar în schimb, mă, e... Cum era el ca om? Foarte bun, respectos, om nu... Bun. Locuia singur? Ultima perioadă știu că locuia, dar în ultima perioadă, înainte știu că eram concubinaș cu o doamnă, nu știu, mi se pare, de pe la un bloc de pe aici, din apropiere, ca să... La scurt timp, la fața locului au ajuns și criminaliștii pentru a recolta primele probe. Din primele cercetări, se pare că bărbatul ar fi murit din cauze naturale și nu există suspiciuni de crimă. Totuși, trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului.